Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta această carte, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele Enigma la mansardă de Rodica Ojog Brașoveanu. Aceasta este cartea care a ieșit câștigătoare, iar următoarea, din ceea ce am văzut, este Poveste imorală. Deci acestea sunt următoarele două cărți pe care le vom citi împreună. În această ordine, Enigma la mansardă, iar apoi Poveste imorală. Întâi de toate, vă mulțumesc că îmi sunteți alături, vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi siguri că veți fi notificați de fiecare dată când postez un nou vlog, eventual un like dacă v-a plăcut, un share și, bineînțeles, să-mi lăsați un comentariu, deoarece bănuiesc că până acum deja știți cât de mare plăcere îmi face să vă citesc comentariile. Acestea fiind spuse, să începem! Capitolul 1. Un apel disperat. Când telefonul începu să sune, maiorul Cristescu își privi instinctiv ceasul, aproape de miezul nopții. Contemplă câteva secunde aparatul care țârâia strident la intervale regulate. Oftând, ridică receptorul. În vocea nesigură cu timbru stins, desluși panica. Era vocea unui bătrân speriat de moarte. Vă vorbește... Sunt Lupașcu, profesorul Grigore Lupașcu. Am nevoie de cineva. Acum, imediat, veniți. Adresa și numărul dumneavoastră de telefon, ceru Cristescu punând mâna pe creion. Strada Minea, vreau să spun General Minea 20, o grădină mare, așa, da, telefonul 13892, grăbiți-vă. O să mă ucidă! Grăbiți-vă pentru Dumnezeu! Apoi legătura fu întreruptă. Dintr-o veche obișnuință, maiorul formă imediat numărul profesorului. Telefonul sună lung, în gol. Chemă centrala. Răspunsul telefonistei de serviciu îi trezi bănuieli. Ați fost chemat la orele 23:55 de la numărul 13892. Doriți și numele abonatului? Nu, domnișoară, mulțumesc, e suficient. Ieși în stradă. Noaptea fierbinte de iulie forma un abur dens peste orașul Toropit. Un grup de cheflii cânta pe mai multe voci, fiecare ținând seama de considerente artistice distincte. Când se duce luna la culcare. Melodia se dibuia vag printre hohote de râs și interpelări. Cerul înalt părea bătut în cuie de argint. Maiorul Cristescu urcă în mașină. Erau orele 24:06. Opriră fără zgomot undeva în strada General Minea. Mă aștepți doar jumătate de oră, ordonă Cristescu șoferului coborând. După aceea poți să pleci. Parcurse repede cei câțiva zeci de metri care îl despărțau de imobilul cu numărul 20. Haina ușoară de buret era încinsă de parcă ar fi strâns tot soarele de peste zi. Privi frunzele unui salcâm, solzi pietrificați în noaptea toridă, fără adiere. Afurisită noapte! Îi trecu prin minte ca o secvență de film imaginea unei băi splendide, din faianță verde cu apă limpede, în care s-ar fi aruncat așa, îmbrăcat, apoi mai concret, săltând pe valuri cu festoane înspumate, o minge uriașă, roșie, umbrele bălțate, vesele, o oranjadă cu gupuri de gheață. Mamaia. Simți că îi e sete. Portița de fier forjat scârțâi ușor. Casa lui Grigore Lupașcu, construcție veche, renovată pe alocuri, se înghesuia în partea din spate a unei grădini pe care din stradă n-ar fi bănuit-o atât de mare. În întunericul cartierului, locuința profesorului, puternic luminată la parter și etaj, părea o oază incandescentă. Îi deschise, ușa era încuiată pe dinăuntru cu zăvorul, un bărbat încă tânăr îmbrăcat într-o bluză portocalie. Câteva șuvițe de păr se lipeau cleios de fruntea sudată. Ceva, n-ar fi putut spune ce, poate umerii căzuți, ori poate expresia figurii, sugera o impresie de dezordine înținută, falsă, deoarece altminteri era îmbrăcat cu multă îngrijire, aproape pedant. Îl privi pe Cristescu nedumerit, dar nu fără un oarecare licăr de amuzament. Am fost chemat de profesorul Grigore Lupașcu. A, da, evident, poftiți. Sunteți așteptat, domnule doctor." Și-i făcu loc să intre cu un exces de reverență, în care maiorul simți din nou o nuanță de ironie. Din vestibul pătrunseră într-un hol spațios. 4 sau 5 uși erau orientate simetric de-a lungul pereților, lăsând loc câtorva mobile. Într-una din încăperi, mai multe persoane vorbeau și râdeau zgomotos în jurul unei mese pe care se vedeau resturi de mâncare și băutură. O melodie lascivă conducea pașii singurei perechi care dansa. "S-a întors Vasile?" se interesă cineva. "Gina," vorbi bărbatul care îi deschise, "a venit medicul." O femeie de vreo 35 de ani se desprinse din brațele partenerului. "Bună seara, domnule doctor, soțul meu m-a chemat, cred că nu se simte bine," zise ea și zâmbi. Era provocator de frumoasă, genul de femeie după care 9 bărbați din 10 întorc capul pe stradă. Avea acea frumusețe strălucitoare, iradiind și chemând, perfecțiunii formelor adăugându-i se o tușă de sex-appeal în doză infinitezimală, atât cât să nu frizeze vulgarul. Rochea albastră de mătase cu un dragon de aur brodat pe piept scotea în evidență blondul buclelor căzute pe umeri. Vorbea și se mișca cu detașare, dar în același timp cu o grație riguros controlată, caracteristică celor obișnuiți să fie priviți, admirați, comentați. "Matei, condul, te rog, pe dumnealui." Ascunsă într-o nișă, o scară îngustă ducea la etaj. Urcară treptele. Ajunși în fața unei uși, bărbatul îmbrăcat în portocaliu se opri. "Aici e biroul tatei, nu vă însoțesc mai departe. E un om dificil, nu-i plac imixtiunile, indiferent de natura lor." Și, zâmbind iar, începu să coboare alene, fluierând bine dispus. "Curios," reflectă Cristescu. "Fiul pare mai bătrân decât mama. Probabil o a doua căsătorie cu implicațiile respective." Ciocăni discret în ușă. Nu răspunse nimeni. Crezând că nu se făcuse auzit, bătu ceva mai tare, dar cu același rezultat. Apăsă pe clanță. În odaia puternic luminată, lângă fereastra deschisă, un bărbat în halat de casă, prăbușit într-un fotoliu, părea că doarme. Apropiindu-se, Cristescu se opri în fața privirii sticloase. Mâna rigidă căzută peste marginea fotoliului. N-avea puls. Profesorul Lupașcu nu exagerase la telefon. Cadavrul său o confirma. Pe gâtul victimei, maiorul remarcă un șanț orizontal, uniform și profund. Mort prin strangulare. Lațul dispăruse. Evident, nimeni nu-și lasă cartea de vizită lângă un cadavru. Mai ciudată și greu de explicat îi se părea însă dunga roșie paralelă pe o anumită porțiune cu șanțul de strangulare de pe grumajii profesorului și care urca la un moment dat pierzându-se după ureche. Era o rosătură, ca și cum pielea sensibilă ar fi fost iritată în urma frecării de un corp grunțuros. În niciun caz nu putea fi vorba de amprenta lăsată de un guler prea strâmt. Sub halatul de casă, Lupașcu purta un maieu, iar urma nu era rotundă, egală, ci piezișă, urcând de la baza gâtului și dispărând într-o orientare oblică sub păr. Maiorul începu să cerceteze camera. După tavanul prăvălit, ghici că încăperea fusese cândva o mansardă amenajată ulterior de profesor, care probabil tentat de o relativă izolare, o transformase în birou. Mobilele erau puține, o masă de lucru, 2 fotolii, o măsuță mai mică de serviciu pe care se afla telefonul și o lampă cu tijă lungă și abajur japonez într-un ungher, împrumutând oarecare culoare interiorului, altfel cam anost. Pereții căptușiți cu cărți trădau multiplele preocupări ale profesorului în cele mai neașteptate și greu de îngemânat domenii. Într-un colț, direct pe parchet, un vraf de periodice străine și un pachet de cărți încă nedesfăcut, alături de o etajeră proaspăt vopsită. Reveni la cadavru. Zadarnic căută prezența unui indiciu cât de neînsemnat care să ateste o încăierare, precedând crimei, între profesor și agresorul său. Urmele, dacă existaseră, imposibil ca Lupașcu să nu fi încercat să se apere, e un gest reflex, fuseseră înlăturate cu grijă. După poziția victimei s-ar fi putut conchide că a fost strangulată în timpul somnului. Criminalul n-ar fi avut de luptat decât cu câteva convulsii, curmate repede de o mână energică, ținând seama și de slaba rezistență pe care ar fi opus-o un om de vârsta lui Lupașcu moleșit de somn. Dar Grigore Lupașcu nu fusese asasinat în timpul somnului. Maiorul își amintea precis că profesorul îl sunase la 23:55. Convorbirea durase maximum 3 minute, deci 23:58, după care el, Cristescu, formase numărul de telefon al lui Lupașcu pentru a verifica autenticitatea apelului. Profesorul, probabil în agonie, nu a mai fost în stare să ridice receptorul. Rezulta în mod clar că asasinatul fusese comis între orele 23:58 și orele 24. Telefonă la minister cerând să fie trimisă echipa operativă, apoi se apropie de fereastră. Grădina își răsfira miresmele în buchete de regina nopții și trandafiri. Cine fi având grijă de flori? Îi trecu stupid prin minte. Se aplecă peste pervaz și socoti vreo 16 metri distanță până la sol. În stânga și în dreapta, nicio fereastră. În biroul mansardă s-ar fi ajuns deci doar cu ajutorul unei scări, ori o scară proptită în pământul moale lasă urme adânci. Privind acoperișul, constată că acesta, coborând în pantă abruptă, forma un gen de streașină care cădea aproape jumătate de metru peste fereastră, făcând aproape imposibil orice acces în încăpere pe această cale. După toate aparențele, profesorul Lupașcu fusese asasinat din interior. 2 ore mai târziu, echipa operativă avea să confirme ipoteza maiorului. Mai zăbovi câteva clipe în fața ferestrei, observând îndelung cei câțiva castani uriași, care la aproximativ 10-12 metri de clădire reprezentau cel mai apropiat obstacol. Aruncă țigara, traiectorie înaltă clipind roșu în întuneric, stinse lumina și coborâ. Capitolul 2. O familie. Jos, în capul scărilor, îl întâmpină omul în portocaliu. Se ținea cu o mână de balustradă, gata să urce. Ar fi bine să nu-l deranjați, îl opri Cristescu cedând unei hotărâri bruște de a ascunde pentru moment comiterea crimei și disimulându-și în continuare calitatea. Matei, se auzi de dincolo vocea doamnei Lupașcu, poftește-l pe domnul doctor să guste ceva cu noi. Fu izbit de contrastul dintre austeritatea biroului și sufrageria somptuoasă. Mobilele de preț erau împrăștiate cu gust și, dominând trufaș încăperea, un biedermaier înalt tala câteva galeuri rare. Pe pereți, tablouri multe de calitate, câteva semnături ilustre. Gina Lupașcu, amabilă, îi împinse în față un platou cu aperitive, vorbind neîncetat, punând întrebări și neașteptând răspunsul, râzând mult, convențional. Maiorul nota amănuntul că rochea albastră era șifonată în dreptul mijlocului, ca și cum doamna Lupașcu și-ar fi scos cordonul. Matei, fiul defunctului, făcea prezentările, indicându-i pe cei vizați cu mâna și înclinând ușor capul. Ceremonialul îi plăcea. Ochii malițioși exultau și zâmbind se amuza copios de unul singur. "Ce are Grigore?" vorbise o femeie de vreo 60 de ani cu înfățișare aspră, cu oase mari și chip lung ca balin. Mâinile puternice, muncite, țineau ca într-un căuș paharul de cristal în formă de cupă. Pusese întrebarea fără să ridice privirea, apoi brusc își a zvârli capul într-o mișcare devenită mecanică, săcăită de părul care, neîngrijit, îi cădea în șuvițe cărunte pe frunte și în ochi. "Mătușa mea, doamna Ana Dogaru, Târgoviște," o recomandă Matei. "Casa galbenă vis-a-vis de sinagogă, închiriază." "Ce are Grigore?" îl întrerupse încăpățânată bătrâna. "Nu se simte prea bine," începu evaziv Cristescu. "Asta o știm și noi, te-am întrebat ce are." "Trebuie să fie sora profesorului. Mă întreb cum să o fi împăcând cu cumnată sa," gândi maiorul și instinctiv se uită la Gina Lupașcu. Aceasta era adâncită într-o discuție cu un tânăr bronzat, cu umeri de luptător, foarte elegant, într-o bluză albă bine scrobită. Era singurul care nu suferea de căldură. Când râse, un râs neplăcut, gâjâit, cu dinți mulți ascuțiți, în timp ce ochii abia subțiați, lucizi, nu participau, Cristescu se întrebă de unde îl cunoștea. Parcă Oprea îl recomandase Matei. Gina, tu nu ești curioasă să știi ce îl doare pe bărbatul tău? Vocea bătrânei era tăioasă, rea, plină de reproșuri. Doamne, Ana, cât poți fi de agasantă! Încearcă măcar azi să ne scutești de insinuări. În stânga Anei Dogaru, un bărbat cu figură de prelat catolic, un colac de păr alb pleca de la o tâmplă spre cealaltă, îmbrățișând chelia mare, lucioasă, urmărea frânturile de discuție, adunând cu degetele grăsuțe firimiturile de pâine. Domnul Androne Negoianu, prietenul familiei, îl prezentă Matei, fost proprietar al întreprinderilor Cristalul Român și acum tot cu sticlăria se ocupă, vinde borcane. Ochii bătrânului, albaștri, nealterați, ușor tiviți cu roșu, trădând o candoare deconcertantă, clipiră des. Vrând să-l califice, Cristescu oscilă între senilitate și mult comentata tinerețe sufletească care biruie bătrânețea biologică. Îmbiat insistent de doamna Lupașcu să guste ceva, mâncare surprinzător de proastă, dar servită în tacâmuri scumpe, risipă de cristal și argint, maiorul se adresă lui Negoianu. Am impresia că sărbătoriți un eveniment. Bătrânul, cu exces de amabilitate, își apropie scaunul. Se aplecă confidențial. Emana un miros dulceag, înnecăcios, de paciulii. Ați ghicit! Luni apare în librării cartea prietenului nostru Grigore Lupașcu. Cartea la care Grigore a muncit o viață, completă în surdină, dar răspicat Ana Dogaru, nejenându-se de a fi tras cu urechea. Este o lucrare foarte interesantă, enunță plat Oprea, pe care doamna Lupașcu îl părăsise, pregătind crușonul în fața servantei. Dumneata de unde știi? Îl întrebă grosolan bătrâna. Ai citit în Sportul? Matei, bângind din pahare mari pe care le golea dintr-o mână cu o mișcare scurtă din cot, începu să râdă. Era amețit, mâinile îi tremurau, dar păstra oarecare stil. Casus belli! Mamă, fii, te rog, amabilă și tradurug bistului ce-am spus. Mai crede păcatele că l-am înjurat. Și continuă să râdă, lung sacadat. Ești beat, Matei, îi spuse Gina, privindu-l peste umăr cu repulsie nedisimulată. Sunt într-o dispoziție excelentă, maman, la un pas de sinucidere. N-aș fi crezut că te deranjează. Și-și umplu din nou paharul. Mă plictisește. Abia mișcându-și buzele, Oprea scrâșni. Lasă-l să toarne în el, poate crapă naibii într-o zi. Moartea, amice, replică Matei amuzat, nu intră niciodată pe ușile care se deschid singure, doar dacă o tragi de mânecă. Apropo, când ai să te hotărăști să scapi de mine, folosește-te, te rog, de o travă. Ador lichidele. Androne Negoianu, presimțind un conflict, încercă eroic să depășească momentul. Domnul Oprea s-a întors zilele trecute de la Paris, știți, dumnealui e ruigbist. Și, cu siguranță, interveni Matei, viitor academician. Mi-amintesc, reluă nostalgic Negoianu, am fost ultima oară în 38, înainte să intre boșii. Am spus-o întotdeauna. Parisul, domnule doctor, trebuie văzut primăvara. Hardin du Luxemburg în aprilie, n-are egal. Ce beție de culori, ce toalete, câtă grație. Minune, ca un peisaj de Coro, dar Louvre. Pe ăsta l-am scăpat, îl întrerupse din Oprea, rânjind. Cum, domnule Oprea? Se indignă sincer Negoianu, aproape să-i dea lacrimile. Ai fost la Paris și n-ai văzut Louvre? Oprea dădu din numeri cu sensul, asta e situația. Ana Dogaru, cuprinsă de o hotărâre bruscă, se ridică de la masă, anunțând, eu mă duc să văd ce face Grigore. Nu-l deranjați, opri maiorul. Domnul Lupașcu are nevoie de liniște. Liniște, liniște, îl îngână bătrâna. O să aibă liniște pe lumea ilaltă de o să-i se acrească. E grav? Se interesă cu voce scăzută Negoianu. Da, încerc să-mi explic o anumită stare de surescitare. Vroiam chiar să vă întreb dacă a avut cumva necazuri. Ce necazuri, domnule, n-auzi că lunii iese cartea? Nu m-am gândit la catastrofe, doamnă. O simplă discuție mai aprinsă, o ceartă inofensivă în aparență, pot declanșa într-un organism slăbit de vârstă și de boală. Ezită, inventariindu-și cunoștințele medicale. Fu izbit de tăcerea care se așternuse. Ana Dogaru o privea pe Gina cu ură fățișă, spumegând, gata să izbucnească, în timp ce Androne Negoianu o măsura pe bătrână vrând să spună ceva, dar parcă temându-se. Matei, deasupra paharului, surâdea cu dispreț recelui Oprea. Se auzi soneria. Doamna Lupașcu se ridică. Cu lumina căzând din spate, în timp ce traversa sufrageria, trupul îi se contura perfect în rochea largă, transparentă, pusă direct pe piele. Cristescu simți instinctiv că femeia aceasta superbă stă ceasuri întregi goală în fața oglinzii. Se întoarse însoțită de un bărbat între două vârste, modest îmbrăcat, cu o damigeană în mână. Părea un obișnuit al casei, deoarece se îndreptă cu pași siguri spre bucătărie. Nimeni nu-i acordă vreo atenție afară de politicosul Negoianu, care întrebă într-o doară. Ai găsit deschis, Vasile?" Sigur, don Androne la răzoare ține până la ora 2. Aveau și bere." Și instinctiv își linse buzele. Nu era greu de ghicit că încercase așa de gust o sticlă la teșghea. Trage vinul în sticle," dădu dispoziție doamna Lupașcu, dar mai întâi schimbă paharele." Trebuie să fie omul de serviciu al profesorului," conchise maiorul. Oare să fi fost îndepărtat intenționat de acasă? Eu urc până la Grigore." Deschid doar ușa," spuse Ana Dogaru, cerându-i din ochi avizul lui Cristescu. O clipă," exclamă Gina. Vasile, nu uita să aduci cuburi de gheață." Apoi bătrânei. Te însoțesc, Ana, haidem." Ce-ar fi să facem câțiva pași prin grădină?" propuse Androne Negoianu, dezmorțindu-și discret membrele. Matei se ridică. Vă rog să rămâneți la locurile dumneavoastră." Toată lumea fără excepție." Se întoarseră surprinși de tonul aspru, poruncitor al maiorului. Gina își reveni prima, în timp ce Matei râdea tâmp. Doctore, n-ai impresia că îți depășești atribuțiile? Până una alta, cea care dă dispoziție aici în casă sunt eu." Profesorul Grigore Lupașcu a fost asasinat. Cristescu își declină identitatea. Un zgomot de sticlă spartă îl făcu să întoarcă capul. Vasile, cu mâinile depărtate de trup, privea buimac chipul maiorului. Pe jos zăcea tava pe care adusese paharele prefăcute în cioburi. Cu un strigăt, doamna Lupașcu se prăbuși. Deși pământie, o venă îi zvâgnea îngrijorător pe frunte, Ana Dogaru găsi puterea să șuiere. Ce artistă! Androne Negoianu deschise gura, încercând în van să articuleze câteva vorbe. Matei întinse mâna după pahar, dar degetele neîndemânatice îl răsturnară, împrăștind lichidul pe masă. Se auzi din nou soneria. Sosise echipa operativă. Capitolul 3. Ana Dogaru. Locotenentul Azimioară, la a treia sticlă de apă și nădușind proporțional, contempla aspectul deprimant al sufrageriei. Masa cu resturile chefului din ajun, tacâmurile murdare, scrumierele încărcate mirosind acru, parchetul plin de cioburi. În balansoar, lângă fereastra deschisă, Androne Negoianu, copleșit de emoții, adormise. Somn bătrânesc, cu tresăriri care îl făceau să deschidă ochii buimac, ațipind apoi din nou, imediat, cu bărbia nesigură înfiptă în piept. Privindul Azimioară se miră. Ce repede le crește bătrânilor barba! Matei Lupașcu încremenise într-o poziție incomodă, fixând unul și același punct al tavanului. O oprea, singurul cu adevărat treaz, măsurând nervos încăperea, fuma țigară de la țigară. Trupul frumos, cu mișcări sigure, elastice, sugera un animal tânăr prins în capcană. De ce a fost ucis? De ce?" îl întrebă la un moment dat pe Matei, obosit de muțenia acestuia. De ce? Fă-mă să înțeleg!" Fără să-l privească cu un dispreț calculat, Matei vorbi într-un târziu. Înțelepciunea nu se cumpără la băcănie, nu se fabrică, nu se importă, nu se exportă. Există sau nu? That is the question. Ce naiba bas câmpii, îți arde de speculații când taicătuie pe năsălie, faci pe deșteptul, parazitule. Te pognesc, replică Matei. Interveni Azimioară, apoi liniștea se așternu din nou. Așezat pe un taburet rotativ, Vasile ținea cu amândouă mâinile o lumânare groasă cu un guleraș de hârtie, rămasă poate de la vreun paște, atent să nu picure ceara pe covor. Din când în când își ștergea lacrimile furișe cu dosul palmelor. Ușa de la dormitor se deschise. Doamna Lupașcu, într-un chimonou străveziu, cu o compresă udă pe frunte, ceru în șoaptă: "Vasile, adu-mi o frapieră cu gheață. Am o migrenă oribilă." În micul salonaș, situat între camera lui Matei și dormitorul doamnei Lupașcu, maiorul, stând pe o otomană, scruta figura masculină a Anei Dogaru. Fusese invitată să dea declarație cea dintâi. Cristescu o preferase pentru că, în ciuda mojiciei sistematice și a resentimentelor necamuflate față de Gina, părea să-și fi păstrat în cea mai mare măsură sângele rece. Aproape că se aștepta la nenorocire. "Sunt mătușa băiatului din partea mamăsii, adică sora mamăsii. Grigore mi-era cumnat." "Presupun că erați foarte legată de cumnatul dumneavoastră." "De fapt, suspect de legată," completă în gând maiorul, amintindu-și de via îngrijorare pe care o manifestase bătrâna pentru sănătatea profesorului, în ciuda faptului că acesta, ignorând memoria mamei lui Matei, se recăsătorise cu Gina. Sunt lucruri pe care rudele unei prime soții defunctele iartă, de obicei, mai greu. "Pe Grigore l-am respectat, domnule maior. Era un învățat, dar mai presus de toate, un om cum se cade." "S-a recăsătorit de mult?" "Să tot fie vreo 7-8 ani. Sminteală de om bătrân." Și dădu din mână ale hamite. "Nepotul dumneavoastră nu s-a opus?" "Parcă mai conta Matei, pupăza." Scăzu vocea instinctiv, privind circumspectă spre dormitorul doamnei Lupașcu. "Îl amețise de tot, de astea știu că-i bună." Ana Dogarul măsură cu un zâmbet ironic. "Dumneata, adică, ce crezi? Te-ai uitat la casa asta?" "Da, pe pereți. Ăsta-i muzeu, domnule, nu casă. Să pui taxe la intrare și nu te doare capul. Faci avere așa, stând pe scaun." "Deci o căsătorie din interes." "Vezi bine, e cu ochi și cu sprâncene. Alminter, spune mie, care femeie zdravănă se mărită cu un bărbat mai bătrân cu 30 de ani." "Da, poate că aveți dreptate. Cu ce se ocupa doamna Lupașcu înainte de căsătorie?" "Parcă eu știu de unde a cules-o Grigore. Atâta, doar că a venit goală pușcă. Nici că mașă n-avea pe ea, așa cum ageme garderobul." Cristescu se întrebă în ce măsură ura bătrânei era generată doar de durerea față de uzurparea locului surorii decedate, loc care Anei Dogaru îi se părea că aparține acesteia în mod imprescriptibil și dincolo de moarte. "Cumnatul dumneavoastră a lăsat vreun testament?" "Ce testament?" se miră bătrâna. "Tot ce e aici se cuvine băiatului. Așa am apucat noi din bătrâni." Dar parcă era teamă că ar putea fi și altfel. O undă de îngrijorare îi crispa trăsăturile groase. "Povestiți-mi, vă rog, cum s-a desfășurat petrecerea de-aseară. Încercați pe cât posibil să nu omiteți niciun amănunt. Mă interesează ce ați făcut atât dumneavoastră cât și ceilalți." Ana Dogaru își potrivi o șuviță de păr după ureche, apoi își netezind de lung rochea neagră, trăgând-o mult, inutil, peste genunchii colțuroși. "Am sosit în București ieri după prânz. Știam că mă prinde căldura în tren, dar n-am reușit să plec mai devreme." "Nu locuiți în capitală?" "Nu, domnule, eu stau la Târgoviște, am acolo căsuța mea." "Iertați-mi o întrebare, din ce trăiți?" "Credeai poate că mă ține Grigore," râse bătrâna disprețuitor. "Am pensia mea, 38 de ani am fost funcționară la poștă. Mai dau și o cameră cu chirie. Mă ajut și eu cum pot, dar mulțumesc lui Dumnezeu, nu cer de la nimeni." Căută din ochi ungherul licoanelor, făcând o cruce adâncă, lată, pornită din frunte până în pântec, împungând apoi cu socoteală fiecare umăr. "Care a fost motivul vizitei dumneavoastră?" "Mi-a scris Matei că vor să sărbătorească succesul lui Grigore. Tot trebuia să trec prin București. În fiecare vară, cam pe vremea asta, plec la băi la Amara, așa că se brodise bine." "Da, înțeleg. Spuneți mai departe." "Păi ce să vă mai spun? Am stat nițel la taclale, pe urmă m-am culcat." "Ați observat ceva nefiresc în atitudinea profesorului?" Ana Dogaru rămase câteva clipe pe gânduri, apoi răspunse nehotărât. "Nu, era ca de obicei distrat și grăbit să urce sus la hârtiile și la cărțile lui. Cred că a lucrat toată după amiaza." "De unde știți?" "Păi, Grigore când nu doarme, lucrează." "De unde știți că vostrează?" "Pe la 5 l-am auzit-o cărându-se cu nevastă sa. Ce își spuneau, n-am auzit." "Nici n-ați încercat?" "Nu." Răspunsul venise prompt, grăbit. Minte, hotărât minte. Este imposibil să nu fi tras cu urechea. Nepotul dumneavoastră era acasă? Matei vine de la serviciu abia pe la 6. Unde lucrează? La o gazetă. Cristescu îi căută privirea, sistematic bătrâna îl evita. Existau certuri frecvente între soții Lupașcu. Grigore nu ieșea din voia nevestisii. Ea e cocoșu. Mă uitam și aseară în timpul zaia fetului. La ce oră a început? Cam pe la 8 când s-au strâns cu toții. Adică? Păi noi ai casei Androne și sportivul. Androne Negoianu vă e rudă? E prieten cu Grigore de peste 40 de ani, deși e ceva mai tânăr. Om bun, pâinea lui Dumnezeu, da, cam sărăcus cu duhul. Cu ce se ocupă? Acum a ieșit la pensie, a avut avere mare odată. E din neamul negoienilor, oi cu moșii în Teleorman. Și celălalt? Oprea? Un neisprăvit umblă după fustele Ginei. Mă și mir că Grigore n-a băgat de seamă. Dumneavoastră nu i-a sugerat-o. În ciuda așteptărilor lui Cristescu, bătrâna nu se sesiză și răspunse cu naturalețe. Să-i fi spus ceva lui Grigore de nevastă sau mângâierea și toiagul bătrânețelor? Îți găseai beleaua. Nici Matei n-ar fi îndrăznit. Așadar, petrecerea a început la ora 20. La ora 24 încă nu se terminase. S-a stat doar în sufragerie? În sufragerie, vezi bine. Vasile a servit tot timpul, pe urmă a plecat după vin. Cine l-a trimis? Nu mai știu, pe la 11 și ceva, poate mai târziu, ne-am ridicat de la masă când țepeniserăm. Grigore a spus că iese să ia puțin aer în grădină. Eu m-am dus la bucătărie să fac cafele. Și ceilalți au mai flecărit prin sufragerie. Pe urmă, Grigore a intrat val vârtej în casă și a urcat la el. De ce? I-a zis nevestisii că nu se simte bine și că e posibil să vină un doctor să-l vadă. A lăsat vorbă să fie condus în birou. Să spun drept, am fost cam nedumeriți, deoarece nu arăta bolnav. A mai coborât? Nu, mai pe urmă ai venit dumneata. Încerca să vă amintiți unde se aflau ceilalți în acest interval de timp. Adică? Adică de la întoarcerea lui Grigore Lupașcu din grădină și până la sosirea mea. Vă rog să fiți foarte atentă. V-am mai spus, eu făceam cafele în bucătărie. Din câte înțeleg, prepararea lor va lua cam jumătate de ceas. Nu-i prea mult? Se terminase butelia. A trebuit să le fac păreșou. Între timp a mai fost și în baie. Și ceilalți? Gina a trecut în dormitor să se dreagă la obraz că numai la vopseluri și crep de șinuri e gândul. Măsa Frosa Cocoloș făcea trotuarul la Vaslui și dumnea ei mă înțelege, dragă doamne cocoană. Și adăugă cu obidă. Neamul cocoloșilor. Matei a stat în sufragerie tot timpul. L-am văzut și când am intrat și când am ieșit din baie. Tocmai bătea de miezul nopții. Androne zice că se duce în camera lui Matei să asculte la radio nu știu ce concert. Toată seara asta cu ochii pe ceas. Dar din nou Oprea. Nu știu, nu l-am văzut deloc, dar atunci nu m-am gândit la asta. Ciudat. Multe lucruri ciudate se întâmplă în casa asta, domnule Maior. Cristescu, simulând interesul subit pentru o figurină de tanagra rezemată pe o policioară, se apropie fără zgomot de dormitorul doamnei Lupașcu. Deschise brusc ușa. În ochii Anei Dogaru sticli, după o clipă de uimire, o satisfacție care anticipa. Iatacul era gol. Pe un gheridon scund, o țigară abia începută fumega. Maiorul o stinse în scrumiera mică, emailată și se înapoie cu un zâmbet pe care Ana Dogaru nu-l putu descifra. Căldura părea să nu se domolească. În fața chiuvetei din bucătărie, maiorul își spălă îndelung fața. Se simțea obosit, murdar, hainele îi se lipeau de trup. Ar fi băut o cafea. Pe bufet, un reșou electric formula invitații mute. Îi mângâie întreagăt cordonul care, surprinzător de ușor, se detașă de borne, căzând pe ciment. Poate înlocui o frânghie și măsură cablul în lungimea brațelor. Ana Dogaru declarase că preparase cafelele la reșou. Pendula din sufragerie bătu de 2 ori. Cristescu își consultă ceasul. Mai erau 2 minute până la 2. Matei a stat tot timpul în sufragerie. L-am văzut când a intrat în baie, tocmai bătea de miezul nopții, afirmase bătrâna. Deci, în realitate, Ana Dogaru intrase în sufragerie la ora 23:58, pendula mergând cu 2 minute mai înainte. Ori la ora 23:58, Cristescu sunase și nu-i răspunse nimeni, în afară de telefonul din biroul lui Grigore Lupașcu, un al doilea, o derivație, se afla în sufragerie. Matei sau mătușița ar fi putut ridica receptorul și maiorul nu vedea motivul pentru care n-ar fi făcut-o, cu atât mai mult cu cât un apel la o astfel de oră stârnește o curiozitate legitimă, nu lipsită de oarecare îngrijorare. Rezulta în mod categoric că la orele 23:58 în sufragerie nu se afla nimeni. Pentru a doua oară, Ana Dogaru mințise. Capitolul 4. Pata de vopsea. La indicația maiorului, Ana Dogaru se întoarse în sufragerie. O clipă rămase în cadrul ușii țintuindu-l pe Matei. Acesta n-o văzu, continuând să fixeze cu interes același punct din tavan. Bătrâna se așeză la cealaltă extremitate a încăperii. Androne Negoianu, cu capul rezemat în căușul palmei, sfărăia încetișor. Vasile bolborosea o rugăciune. Vorbele se rostogoleau, învălmășindu-se cu picăturile de ceară. Tatăl nostru care le ești în ceruri. Și, deodată, locotenentul Azimioară înțelese că se petrece ceva. Ana Dogaru și aranjase cocul, iar când mâinile poposiră din nou pe brațele fotoliului, ținea strâns între degete o agrafă. Luă de pe comoda mersul trenului și se opri la o anumită pagină, cercetând-o îndelung. Matei, vezi la ce oră e acceleratul de Târgoviște? N-am ochelarii la mine. Fără să întoarcă capul, Matei întinse mâna. Ana Dogaru se apropie. Din câțiva pași, locotenentul fu între ei. Vă spun eu, doamnă. Femeia tresări violent. O clipă strânse cartea la piept, acoperind-o cu amândouă mâinile, apoi i-o întinse cu o grimasă. Ești foarte amabil, dumneata. Azimioară descoperi repede trucul. Pe pagina care indica plecarea trenului spre Târgoviște erau zgâriate câteva cuvinte. La ora 24 am rămas singur în sufragerie. Nimeni nu sesizase incidentul. Negoianu, cu ochii întredeschiși, continua să moțăie, în vreme ce Vasile șoptea privind concentrat flacăra lumânării. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean? Dinu Oprea refuză să se așeze. Cu pași mari parcurgea sălonașul de la un capăt la celălalt, oprindu-se brusc ori de câte ori maiorul formula vreo întrebare. Un scrâșnet de dinți, cu frecvență de tic, îi preceda răspunsurile nestăpânite. Iată ceea ce se numește un bărbat chipeș, gândi Cristescu admirându-i profilul impecabil. Pe Lupașcu l-am cunoscut vag, nu văd ce v-aș putea spune. Erați totuși un oaspete aproape zilnic al acestei case. Adevărat, dar bătrânul nu prea era amator de conversație și, în afară de asta, cea mai mare parte a zilei și-o petrecea în birou. De multe ori nu îl vedeam deloc. Atunci, pentru cine veneați de fapt? Dinu Oprea se opri în fața lui Cristescu. Ochii congestionați de nesomn, îngustați, păreau doi tăciuni de jăratec. Adică ce vreți să insinuați? Nu insinuez nimic, domnule Oprea. Pur și simplu mă informez. Ați afirmat că profesorul Lupașcu a rămas pentru dumneavoastră o simplă cunoștință vagă, după cum v-ați exprimat, și pe care o întâlneați sau nu în propria sa casă. În mod logic, cel vizitat era deci altcineva. Veneam să-l văd pe Matei. Numai? Vreți să vă dau un sfat, domnule maior? Deocamdată vreau să-mi dați un răspuns. Numai pentru Matei Lupașcu veneați? Bineînțeles! Cu timpul, evident, m-am împrietenit și cu doamna Gina. Uneori jucam cărți, mai stăteam la o cafea, dar categoric n-a fost ceea ce vi s-a spus. De unde știți că mi s-a spus ceva și ce anume? Știu eu ce fitile e în stare să bage cârtița aia bătrână. La cine vă referiți? La stimabila Madame Dogaru. Da, că veni vorba, nu vi se pare curios că a picat așa la țanc chiar în ziua crimei? De ce nu cu o zi înainte sau după? Dumneavoastră, cum vi se pare? Degeaba mă luați peste picior. Mai bine v-ați interesat ce căuta astă seară bătrâna în scrinul din dormitorul doamnei Lupașcu. Nu mă pot împiedica să mă întreb ce căutați dumneavoastră în dormitorul doamnei Lupașcu. De asta dată Oprea se enervă de-a binelea. Lui Cristescu-i fu teamă că spătarul delicat al unui scaun franțuzesc, pe care sportivul îl frământa cu îndărătnicie, va deveni în câteva clipe țândări. Dormitorul are o singură ușă, spuse el, silabisind cuvintele, care se poate deschide singur atunci când, de exemplu, se face curent. A, da, așa înțeleg, se dumiri Cristescu cu candoare. Și asta-i, ce căuta bătrâna acolo în lipsa doamnei? Îmi permis să vă amintesc că în astă seară s-a comis o crimă, nu un furt și nu în dormitorul doamnei Lupașcu, ci în biroul profesorului Lupașcu. În mod premeditat, maiorul simula indiferența față de incidentul relatat, bagatelizându-l ca lipsit de importanță. În fond, urmărea să-l stârnească pe Oprea, aparținând genului de indivizi care, ajunși la un anumit grad de surescitare și pierzându-și controlul, spun mai multe decât ar fi intenționat să o facă, fără ca măcar să bage de seamă. "N-ar strica totuși să vă interesați?" insistă rugbistul. "De ce de mai bine de o săptămână Lupașcu nu vorbea cu fiul său? Orice comunicare dintr-o parte sau alta se făcea prin intermediul doamnei Gina. Și măcar azi nu s-au împăcat." Se uită apoi la maior cu oarecare satisfacție, atent să surprindă efectul celor relatate. "Aici e biroul tatei, nu vă însoțesc mai departe, e un om dificil. Nu-i plac nimic stiunile, indiferent de natura lor." Îi resunară în minte maiorului cuvintele lui Matei atunci când îl condusese pe scară. "Cunoașteți motivele pentru care erau certați? Ca prieten, probabil vi s-a spovedit." "Nu mi-a spus nimic." "Atunci poate bănuiți." "Bănuiesc că tot pe chestia banilor, Matei îl tapa în permanență și bătrânul era cam strâns la pungă." "De ce îi cerea bani? Matei are întotdeauna nevoie de bani," decretă enigmatic Oprea. "De ce? Nu știu, chestii de ale lui." Cristescu simți în ezitarea sportivului că nu e dispus să spună mai mult. Discuția părea să fie atins un teren tabu cu implicații de care Oprea nu era străin. Încercă totuși să li scodească. "Probabil de aceea adineauri îl mângâiați cu epitetul de parazit." Oprea rânji larg, sincer amuzat. "Serviciul de informații funcționează clasa 1, m-a și turna grăsanul." Cristescu își zise că locotenentul Azimioară, torturat în diete riguroase, nu i-ar fi făcut plăcere să-și vadă strădanile astfel calificate. "Se pare că ați avut un schimb de cuvinte." "Prostii, m-a scos din sărite când bea, nu te mai poți înțelege cu el." "Obișnuiește să împrumute bani și de la dumneavoastră?" "Matei nu împrumută un pol 2, iar mai mulți personal n-am niciodată disponibil." "De ce îi trebuie sume atât de mari?" "Nu știu, domnule, am spus că nu știu." Cristescu înțelese că pentru moment insistă zadarnic, și-a prins o țigare și fumă un timp în tăcere. Epuizat, Oprea se așeză. "Vă rog să-mi povestiți ce ați făcut aseară între orele 20 și 24. "Nimic extraordinar. Am stat la masă, am băut, am trâncănit verzi uscate cu Negoianu, am ascultat demonstrațiile de inteligență ale lui Matei." "V-aș rămâne îndatorat, domnule Oprea, dacă ați fi mai detaliat." "Repet, asta e tot ce am făcut. Ce-i drept, n-am cronometrat la ce oră s-a dus piftia și nici câte înghițituri a luat răposatul." Oprea abordase o brutalitate trivială care nu-i displăcu maiorului. E semn bun, s-a enervat. "În tot timpul serii n-ați părăsit deloc sufrageria?" "Nu, ne-am ridicat abia pe la 11:30 când moș Vasile a plecat după vin." "Cine l-a trimis?" "Matei sau Gina, vreau să spun doamna Lupașcu." "Ori poate eu. Profesorul a ieșit în grădină, dar s-a întors foarte repede, cred că n-a întârziat nici 10 minute. I-a spus ceva doamnei Lupașcu, n-am auzit ce, pentru că discutam cu Androne Negoianu. Bătrâna Dogaru era la bucătărie să facă cafele. Nu știu ce tot o răcăia în legătură cu aragazul. Negoianu s-a dus în camera lui Matei. Voia să prindă un concert simfonic care se transmitea la 11:20. În sfârșit fiecare cu damblaua lui. Între timp, doamna Gina intrase în dormitor. Am încercat să discut cu Matei, dar eram mahmur și prost dispus. Se cam dăduse marșul și intenționam să plec acasă. Am reținut că omul de serviciu plecase după vin, deci cheful era în toi. Da, dar nu mai era atmosferă. Matei beat, Negoianu după 12, mie numai bun de băgat în scutece, iar profesorul se retrăsese." "Ați rămas deci în sufragerie, doar dumneavoastră și Matei. Ce ați făcut apoi?" "Mi-am preparat un whisky și pe urmă am intrat în baie." "Cam pe la ce oră?" 12:45 sau 12:50. Mă orientez după concertul lui Negoianu." "Procedați foarte inteligent," aprobă maiorul. "Cât timp considerați că ați rămas în baie?" "Nu m-am uitat la ceas." "Încercați totuși să apreciați." "Asta-i formidabil, domnule. Se răsti indignat Oprea către un al treilea interlocutor, nevăzut. Am zăbovit cât stă orice creștin în baie, 5, 10, poate 15 minute. Doamna Ana Dogaru afirmă că în jurul aceleiași ore s-a folosit și ea de sala de baie. Nu-i curios că nu v-ați întâlnit? Din nou Oprea roșii violent. Minte? Bineînțeles că minte, nu mi-aș permite să pun la îndoială afirmațiile dumneavoastră. Oprea sesiză ironia. Repet, domnule Maior, am fost în baie. V-a văzut cineva intrând? Nu. Cum se poate? Matei Lupașcu era doar în sufragerie. Nu mai era. A ieșit în timp ce îmi beam whisky-ul. Unde? Formidabil! Dar ce sunt eu, domnule paznic sau invitat? Ei, firar să fie... Mă întreb, continuă Maiorul ignorând dizbucnirea rugbistului, ce interes avea Ana Dogaru să afirme că în jurul aceleiași ore a fost în baie unde n-a găsit pe nimeni. Asta-i treaba dumneavoastră să o aflați. Când v-ați întors în sufragerie, lipsea cineva? Nu, erau toți afară de profesor care n-a mai coborât. După aceea, adăugă ironic, ne-ați onorat cu vizita dumneavoastră. Câte uși are baia? Din nou Oprea avea o ezitare scurtă. Două. Unde corespund? Una dă în sufragerie, cealaltă în dormitor. Care dormitor? În dormitorul familiei Lupașcu, strigă exasperat Oprea. Da, înțeleg, făcu Maiorul. Continua să susțineți că între orele 23.45 și orele 24 ați fost în baie. Că noi fi uitat ce am spus în urmă cu 5 minute. Găsiți trucuri mai deștepte, ce naiba! Cristescu se ridică. Vă mulțumesc! Răspunsurile dumneavoastră amabile mi-au dat prilejul să limpezesc o serie de chestiuni. În sensul ăsta s-ar putea să vă mai deranjez. O clipă, mi-aș permite la rândul meu să vă dau un sfat. Duceți pantalonul la curățat. V-ați atins de etajera proaspăt vopsită din odaia în care s-a comis crima.